Bună seara, dragilor! Bună seara! Sper că v-ați renuit stocurile de bere și de popcorn, că de mâine avem treabă. În câteva ore, mâine dimineața, la 4.30 ora noastră, încep meciurile pentru Cupa Americii. Mâine dimineață, primul meci între Neozelandezi și italieni. Uuu, ce meci! Mă aduc aminte, prima echipă care câștigă șapte meciuri, pleacă acasă cu faima sa cupă de argint. Pentru cine nu știa a deschis mai târziu aparatele de radio, Cupa Americii este uh, întrecerea sportivă cu cea mai mare vechime neîntreruptă. E un fel de Formula 1 a bărcilor, dar diferența între bărcile de competiție de aici și bărcile noastre, este mult mai mare decât diferența între mașinile de competiție de la Formula 1 și mașinile pe care le avem noi. Astea sunt de-a dreptul futuristice și aproape așa a fost mereu. Cel puțin la ultimele 4-5 ediții. Și în seara asta o să vorbim un pic de diferențele, diferențele vizibile, diferențele cunoscute între cele două echipe. Și de ce la momentul de față aș paria pe italieni? Da? Știm destul de multe și în același timp destul de puține despre bărcile astea, foarte multe elemente. Unele dintre ele, capitale, sunt simte secrete. V-am tot vorbit de controlul uh, uh, velei mari, controlul randei, nici acum nu știm exact cum să face, doar uh, putem bănui, v-am spus în video de ieri. Câteva lucruri, câteva posibilități despre cum s-ar face asta. Da? Și hai să vedem, să începem cu diferențele între cele două echipe. Da? Sau, ca să fiu mai precis, diferențele pe care le-am putut afla, le-am putut găsi, le-am putut. după care am putut săpa până acum, da? după săpături ce am găsit până acum. Și haideți să începem de jos în sus de la opera vie. Avem aici o comparație între cele două tipuri de aripi. Da? Sus îi avem pe neozelandez, jos pe italieni. Da? Și uitați cât de diferite sunt uh, aripile. La neozelandez sunt uh, foarte subțiri, suprafața foarte mică. Și sunt drepte, sunt ca un T față de brațul principal. Pe când la italieni sunt uh, mult mai adânci, suprafața de comandă e mai mare, suprafața lor e mai mare și sunt în formă de Y, vedeți, au un unghi între ele, nu sunt drepte. Avantaje și dezavantaje, avantajele la Pardon, chivioți, sunt uh, că au o rezistență mai mică la frecare, ceea ce duce la viteză mai mare. Sunt mult mai bune pentru viteză mare pe când ale italienilor sunt mult mai bune pentru controlul bărcii. Și în același timp, ale italienilor rezistență mai mare, dau frecare mai mare, dar rezistență mai mare, asta le reduce din viteză. Dacă nu reușesc să compenseze cu o forță mai mare din vele. Asta e altă poveste. Deci ce vedem aici? Numai din imaginile astea două este că neozeilandezii sunt concentrați pe viteze mari, pe performanța bărcii la viteze mari și în linii drepte se așteaptă să domine pe liniile drepte și nu în volte, nu la volte nu la controlul voltelor, nu la uh, meciurile de volte, da? Vă aduceți aminte din, uh, a fost un, unul din meciurile dintre italieni și englezi când au făcut voltă după voltă, da? Deci că erau cu dinghiurile. Da? Într-un asemenea meci cu aripile astea, neozelandezii sunt dezavantajați. În schimb, la un meci în care fiecare echipă își alege laturi diferite ale terenului de joc și nu se întrec în volte după volte, neozelandezii au avantaj. Și încă ceva ce mai putem vedea aici, pilonul central și ăsta este mic. Vedeți-l aici cât e de scurt. Pe când al italienilor, uitați-l cât e de lung, da? Stabilitate la italieni, manevrabilitate la manevrabilitate și frecare mai puțină, rezistență mai puțină la chivioți. Aici avem cele două coci, în forma bărcilor. După cum se poate vedea și din profil, barca neozeilandezilor este mai slick, mai, dacă vreți, mai rotunjită, mai aerodinamică. O să vedem și la cockpituri. Cockpiturile sunt mai aerodinamice. Din nou, barca e gândită pentru viteză. Să o pună cât mai puțină frecare cu apa. Cu apa și după aia cu aerul. Contează foarte mult. Când fac 100 de kilometri pe oră, frecarea cu aerul contează foarte mult. Din nou, barca lor e gândită pentru viteză. În formă. Bun. Și acum avem cockpitul la cele două bărci italienii sus, și jos. Se vede deja din formă cât de acoperită și aerodinamică este toată incinta la neozelandez, pe când la italien e mult mai deschisă pardon, neozelandezii sunt în imaginea asta pentru că, dacă vedeți, sunt foarte adânc băgați în cockpit. Cockpitul e foarte strâns, la prima vedere. Cel la italian e foarte larg și, și, deschis și nu e atât de adânc. Uite, sunt până la talie, un pic mai sus de talie în cockpit, ăștia sunt până la cască. Și o chestie ciudată la echipaje, cum sunt distribuiți da? la neozelandez, primul, Primul de aici este reglorul la aripi. Partea ciudată este că reglorul trebuie să schimbe poziția la fiecare voltă. Și el trebuie să alerge prin fața catargului. Deci el sare din copit și alergă prin fața catargului. Foarte ciudat mi se pare. Timoniere sunt la mijloc. Sunt la mijloc echipajului și și ei se schimbă. E un sigur timonier și își schimbă poziția. Trebuie să schimbă poziția, și încă ceva ce mi se pare foarte ciudat. El e responsabil și de reglajul uh, randei. Mi-e peste măsură să înțeleg cum pasă să facă asta și să trebuiască să și mute în același timp, și el trebuie să mute de aici pe după bum, pe după vela mare. Cum reușesc or să reușească să facă asta, nu știu. Cert este că la ultimele antrenamente pe care le-am văzut în ultimele zile, se mișca numai unul din ei. Cred că reglorul de, de la Foyle se mișcă, Alt, altul nu. O vedea dacă merg cu formula asta și în cursă sau păstrează formula pe care au avut-o până acum cu trei oameni schimbând bordurile la fiecare voltă ceea ce la, a să aduceți-vă din nou aminte meciul ăla între italieni și englezi când erau voltă după voltă, da? Au făcut de câte ori trei volte una după alta. Ei, în conformația asta a echipajului, trei volte una după alta, cum se pot mișca băieții ăștia dintr-un bord în altul, mi-e greu să înțeleg. O să vedem. Om trei și om vedea. În schimb, la italieni e foarte simplu. Au uh, doi timonieri, unul mai bun ca altul. O, o figură de figure of speech aici. Cine e mai bun decât Jimmy Speed Hill aici. Dar și Francesco Bun ne-a arătat că e foarte bun. Foarte bun. Se completează reciproc foarte bine. Și ultimul de aici este singur care se mișcă reglorul la vela mare și în același timp tactician. S-a dovedit a fi un, un, bun tactician, Pietro și mai nu știu cum îl cheamă. Un timp foarte bun. El trebuie să schimbe, e singurul din echipaj care schimbă bordurile la voltă, are telecomandă în mână și cu aia alergă pe după randă, la fiecare voltă. Avem aici o poză cu cockpitul celor de la echipa neozeelandeză, da? Și închipuiți-vă făcând Cascadoriile astea Pentru că le pot spune altfel Când barca merge cu 100 de km la oră Mă rog Om și În vedea Încă ceva despre Cele două echipaje Italienii Din câte știu eu Au 16 meciuri disputate până acum Da Ultimul acum 10 zile și ceva. Pe când neozelandezii n-au mai avut o competiție de acum 80 de zile, de la Crăciun. Și asta po poate conta foarte mult să ne aducem aminte că astea sunt bărci noi, netestate competiții. da. Bărcile sunt netestate, echipajele sunt netestate, tacticile sunt netestate. Totul e nou aici și s-ar putea ca experiența asta în curse să conteze mult. Vom um, trei și vom um, vedea. Uh, Greșesc italienii, au 23 de curse, au 16 câștigate. 16 câștigate și 7 înfrângeri, dar au 23 în total. Pe când neozelandezii numai 6. Îmi închipui ce presiune enormă este pe echipajele astea dați seama ce e acolo, bugetul, de știu eu, bugetul la american, echipa americană era parcă 135 de milioane, iar la englezi a fost 110 milioane de lire. Deci, clar, mult peste 100 de milioane, da? Închipuiți ce presiune pe ei și în condițiile astea de presiune. Ne-au raportat odată la una din curse că Jimmy Spithill avea pulsul 70 pe când Francesco Bruni avea 130 sau așa ceva. Ce să mai comentez la asta când dovedește atâta sânge rece sub o asemenea presiune? Asta mi-a aminte aminte de o altă poveste similară. La una din lansările navetei spațiale ale americanilor, comandantul misiunii avea în faza de lansare avea pulsul tot așa, 70%. Uh, parcă era sedat. Era la cincea misiune, la cincea lansare în spațiu, omul era obișnuit, sânge rece. Așa și Jimmy Speedhill aici, da? Experiența în curse, experiența de o viață în sailing, își spune cuvântul. Și revin la diferența majoră între experiența în match racer cu... Uh, bărcile astea, între cele două echipaje, între italieni și neozelandezi, 23 de meciuri pentru italieni, 6 pentru neozelandezi. Ah, și încă ceva despre experiență. Și asta e nu numai experiența echipașilor, dar și capacitățile bărcilor. Să ne aminte că neozelandezii au avut uh, 3 șavirări, pe când italienii niciuna. Toate echipele au avut șavirări, pe când uh, italienii n-au avut niciuna. Deci, italienii, în orice moment al uh, curselor și al antrenamentelor, au reușit să stăpânească bărcile foarte bine, să nu le scape de sub control. Chestie care neozelandezilor, de vreo trei ori, nu le-a ieșit. Până acum. Asta este o poză cu o șavirare de a neozeilandezilor. Dacă fac o trebușoară de asta în cursă, cursa ai pierdut. Meciul ai pierdut. Nu mai pot recupera handicapul de timp decât în cazul unui greșeli majore a italienilor. Ceea ce până acum italienii n-au făcut. Să vorbim acum un pic și despre diferențele în velatură. Din ce am văzut pe italieni, Până acum nu au încercat soluții noi. Au fost foarte conservatori în, în, în toate încercările lor, toate probele, tot trainingul. N-am văzut nicio soluție inovatoare, nimic. Foarte conservatori în ceea ce au făcut, mereu cu același set de vele, fără diferențe notabile între ele. Pe când la neozelandez a avut presa, uitați aici în poză, faimoasa randă în aripă de liliac am mai povestit într-unul din videouri că au încercat să reducă suprafața velei mari, menținând în același timp uh, 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 regula de cursă care le dădea dimensiune la balene. Uitați-le aici, astea sunt balenile și au ținut balenele lungi, dar au redus suprafața velică. Au redus mult vela înspre catarg. Și uitați cu ce suprafață velică mergeau, mai mică o să... -n... Sigur că e contradictoriu mergi, să încerci să mergi cu vele mai mici ca să ai o viteză mai mare, dar v-am zis că la viteza asta a băcii de 100 de km pe oră, la un moment dat intră, contează mai multă rezistența pe care o induce vela decât forța de propulsie. De aia au fost cel puțin două meciuri în care italienii cu foc mai mic mergeau mai bine decât englezii cu foc mai mare și a recunoscut-o și Sărbenescu. Tot pentru chestia asta. Deci i-am văzut de câteva ori pe neozelandezi experimentând cu randa asta. Aici e un alt experiment de al lor. În decembrie au fost văzuți, uitați, cu vela asta care e un cod 0. E o vela de provă foarte, foarte mare în suprafață. Unul mai mare decât orice foc. Asta au avut-o în decembrie Cu vela asta au ieșit în decembrie Pe când acum în ultimele zile, surprize, surprize Au fost văzuți cu așa ceva pe apă Fotografia e neclară, vă dați seama de la ce distanță a fost făcută Am văzut un filmuleț pus, pus de unii pe YouTube Probabil și l cu un zoom serios Și ce vedem aici, tot un cod 0 Dar vedeți, un cod 0 pulsul de școtă tăiat mult mai sus e un grement în clipper, de fapt da? În cutter, pardon E un cod 0 tăiat în alt Apoi un foc Și randă normală Cred că au ieșit pe apă de două ori În configurație asta Și niciodată nu s-au desprins Niciodată n-au uh, Decolat, cum se spune n-au, mers pe aripi. Tot timpul au mers în modul ăsta de plasament. Și că o chestie ciudată este că acest co 0 este înrolat. Aici au un mecanism, în, înrolează vela cum înrolăm în noi focurile și genovezele noastre. Da? Chestie care mi se pare cu un mare semn de întrebare, pentru că în cursă, la viteză n-au nevoie de vela asta, de, de o suprafață de velică atât de mare și chiar roluit o pune o forță de frecare foarte mare. Ce vor să facă cu ea nu-mi dau seama. Pur și simplu nu pot să-mi imaginez unde ar putea să o folosească. Ar putea să o folosească doar în vânt foarte, foarte slab. Dar am văzut și celelalte echipe că în vânt foarte slab, să ridică foarte bine cu focurile existente, cu focurile pe care le au acum. Nu au nevoie de ven la o mare. Nu știu de ce au ieșit cu vela asta. N-am văzut nicăieri niciun comentariu, niciun fel de predicție, dacă vreți. Am văzut, în schimb, undeva spunând, un comentator spunând că s-ar putea să fie pur și simplu o manevră de înșelare a adversarului. Și asta e posibil s-au mai văzut tot soi de manevre de astea. Și să ne reținem că meciurile se țin între următoarele limite ale vântului, 6 noduri și 23 parcă, da? Deci sub 6 noduri nu uh, se oprește competiția. Și haideți să vedem vremea pe mâine la Oakland. Uh, 6 noduri, 11 noduri, 10 noduri. 11 noduri, 12 noduri, 6 noduri. Deci nu sare de 12 noduri. Nu au nevoie de velă mare, clar. Clar nu au nevoie de o velă mai mare. Vele normale cu care celelalte echipe au mers până acum sunt foarte potrivite pentru vântul ăsta. Chiar și la 6 noduri. Și acum 10 zile, prognoza meteo tot așa de dacă mi-aduc eu bine aminte, vânturi slabe. Pentru că ei au trebuit să declare configurația bărcii cu care vor merge lunea trecută. Și atunci prognoza era de vânt slab. La fel cum este acum, da? Deci, vom vedea mâine ce, ce au declarat, cu ce bărci vor să meargă, dar... Uh, Cine a, cine a insistat pe configurația bărcii pentru uh, vitezele vântului uh, slabe a avut, uh, a avut dreptate. Ah, și încă ceva, la diferența între echipaje. În uh, zilele astea de antrenament, italienii au fost foarte des văzuți antrenându-se la match race pentru manevrele din pre-start. Manevrele dinainte de a trece linia de start. Ce amintim de meciurile am din dintre italieni și englezi, cât de mult au contat uh, manevrelele, da? Cine a trecut primul startul, e, e cel mai probabil să câștige. Să câștige uh, meciul pentru că e foarte greu să recuperezi handicapul cu bărcile astea. Plus că italienii au avantaj la în perioada asta de prestart, la perioada asta de prestart vor avea avantaj experiența din meciurile de până acum ceea ce chivioții nu prea au. Ei au experiența, dacă vreți, a trainingurilor, a practicii pe care au făcut-o contra și de urmărire cu motor. Au simulat ei un uh, meci, un match race perioadă pre start, dar cât a fost de utilă vom vedea mâine. Uh, da, cam asta e. N-am găsit alte, alte diferențe până acum, n-am reușit să dau de alte diferențe, sunt convins că mai sunt. Abia aștept să aflăm lucrurile ascunse despre bărcile astea, despre echipajele astea, după, după competiție, probabil. Poate o să avem iarăși surpriza la una din edițiile mai vechi. Întrebați cum au câștigat. Neozelandezii au scos pur și simplu barca din apă și s-a văzut că aveau la chilă aripiare în lateral. Și asta a fost o surpriză pentru multă lume. Nu existau atunci asemenea, asemenea aripiare la chilă. Acum le au și băcele de cruising. Atunci nu. Poate vom avea asemenea surpriză și data asta. Să sperăm. Oricum. Multe bere și popcorn pe mâine dimineața. Am înțeles că și TVR2 o în direct. Dacă nu, ne uităm la YouTube sau uh, pe, pe canalul lor de. fie de Facebook, au și pe site-ul lor, au înregistrări. Deci avem unde le vedem. Comentăm mâine. Hai! Multă bere, mult popcorn.